hai să vedem exact cum lucrează acestea în practică. Dacă e să le comparăm cu un program obișnuit, diferența o avem cam în imaginea asta. În sensul că într-un program obișnuit vedem care e scopul programului, de exemplu, nu știu, să coloreze o imagine, scriem programul de mână și apoi îl testăm pe niște exemple de imagini. Dacă vedem că programul funcționează pe exemplele noastre, atunci înseamnă că l-am făcut bine, în viitor o merge la fel de bine. Dacă nu, vedem că nu e bun și trebuie să rescriem noi de mână. În momentul ăsta nu a aplicat absolut nimic smart, doar programare pură. Bine, oamenii și-au dat seama că o idee ar fi să facem cumva pe dos. Să dăm datele de intrare, imaginile, să dăm datele de ieșire, cum ar trebui să arate la final, și aplicând niște metode de machine learning, să lăsăm programul să-și dea seama de reguli, de cum ajunge de la imaginile inițiale la cele finale. Și asta reprezintă întreaga revoluție a machine learning. Observați că am subliniat partea asta legată strict de date, pentru că dacă nu am fi văzut evoluție și pe planul ăsta, machine learning-ul ar fi rămas unde a început. Practic, în zilele de azi, creăm date extrem de multe în fiecare minut al existenței noastre, mult mai multe decât ar putea fi folosite vreodată. Practic, în fiecare minut se creează 1000 de terabytes de date și, evident, aceste cifre cresc cu fiecare an și cu cât au mai mulți oameni acces la internet și calculatoare. Ei, deci, practic, boom-ul ăsta în generarea de date ne-a adus în posibilitatea de a folosi machine learning super bine. Cu ideea că nu toate datele astea ne sunt utile. Practic, dacă intru eu pe Facebook și scriu un mesaj la care mă gândesc eu, asta nu o să ajute neapărat într-o situație de machine learning. Nu o să ajute un algoritm să devină mai bun la condus mașini sau la, nu știu, înțeles propoziții umane sau chestii de genul. Ideea e că datele pe care le folosim în machine learning trebuie să fie cât de cât pregătite super bine pentru chestia asta. Nu putem la orice date să le trântim acolo și să-și dea el seama. Trebuie să-l ajutăm noi inițial. Prima parte asta de luare a unui corp imens de date și a pregătirii lui cu scopul folosirii machine learning se cheamă data science și avem și un modul de data science. La Bitnet e super important înainte de a învăța machine learning, pentru că altfel nu o să meargă absolut deloc modelele DML. Okay? Practic avem nevoie de partea asta de uitat la date. Și chit că nu vă vine să credeți, de multe ori fix avea aceste date, super multe și super bine structurate, reprezintă cheia succesului unui algoritm DML. În sensul în care chiar și cei de la Google au afirmat că nu au neapărat algoritm mai bun decât oricine altcineva, ci au doar foarte multe date. Asta are în mare parte sens, pentru că de multe ori, în ziua de azi, când cineva are rezultate foarte bune în machine learning, publică absolut tot ce a făcut open source. Oricine poate avea acces la modelele alea, însă dacă nu are și datele pentru a le folosi, nu sunt neapărat utile. Bun. Am vorbit de faptul că machine learning-ul are la bază folosirea datelor și, din fericire, datele astea există din amudență în zilele de astăzi. În afară de preprocesarea datelor și oferirea lor către algoritmul de machine learning, unde mai intervine mintea umană? De ce avem nevoie de oameni care să învețe machine learning, nu se întâmplă totul automat? Ei bine, partea de mijloc, asta de aici cu machine learning, nu e neapărat un black box care să fie ales la întâmplare. El trebuie să fie ales inteligent în unul din multele variante posibile. Există o gamă largă de algoritmi DML și fiecare are anumiți parametri cu care trebuie să ne jucăm, cu care trebuie să-i tunuim, până când putem obține ceva util. Există situații în care cercetătorii lucrează
ani buni cu același model, făcând schimbări minore, preprocesând datele diferit, făcând anumite schimbări mai mari sau mai mici, până când să reușească să obțină un rezultat bun. De aceea s-ar putea practic ca fiecare direcție din asta de ML, fiecare algoritm, să fie baza unei lucrări de doctorat, de exemplu. Din fericire, nu e nevoie să le știm absolut pe toate, ci să avem o idee generală despre cum se împart ele. Fix despre asta o să vorbim în momentul ăsta. Practic, asta ar fi a doua schemă pe care aș vrea să o țineți minte până la sfârșitul prezentării, diferența dintre supervised learning și unsupervised learning. În poza din stânga avem un set de date cu două tipuri de intrări. Avem cerculețe și romburi din astea. Practic, noi îi dăm algoritmului datele astea, unde se află fiecare punct în axa X, Y și ce etichetă are, dacă e cerc sau rom, și el trebuie să-și dea seama cum să le separe o linie. Ăsta e un exemplu de supervised learning. Supervised pentru că trebuie să-i dăm noi eticheta pentru fiecare punct. Nu există niciun punct care să fie nedeterminat între cerc și rom. Okay? Pe când unsupervised learning oferă algoritmului doar coordonatele acestor puncte și nu spune că unele sunt într-un fel și unele în alt fel. Și algoritmul în momentul ăsta trebuie să-și dea seama cum să le grupeze cel mai bine. Evident, o să facă în funcție de poziția lor, însă nu avem de multe ori cum să ne dăm seama dacă a făcut cea mai bună treabă sau nu. Algoritmul a putut alege să le grupeze în alt mod și, evident, în poza asta ne dăm seama care e cea mai evidentă soluție, însă dacă am avea un sistem tridimensional sau cu 100 de dimensiuni, ceea ce se întâmplă de multe ori, nu avem cum să îl evaluăm fizic uman. Și de-aia domeniul unsupervised learning e cumva mai challenging pentru început și majoritatea aplicațiilor de ML se bazează pe supervised learning, pe un set de date și pe datele alea etichetate. Ei bine, există ceva și între ele care se aplică cel mai des, de exemplu, în sisteme cu roboți, să zic, sau în jocuri video, și e cumva o combinație între cele două. De exemplu, când jucăm un joc video și lăsăm un algoritm să-și dea seama cum să ajungă la sfârșitul nivelului, el practic are câteva opțiuni. Ori merge la stânga, ori la dreapta, sau să sară. Cam asta ar fi toate opțiunile lui. Practic, noi vrem să-i spunem că a obținut o victorie în momentul în care a ajuns maxim la dreapta în nivel. Ok? Și cam asta e cumva problema principală, că nu îi dăm în fiecare pas un calificativ. Nu îi spunem, e bine că mergi la dreapta sau e bine că ai sărit în punctul ăsta. El trebuie cumva să-și dea seama cum să facă ce ne dorim noi, fără să fie supravegheat în 100% din timp. Okay? Deci, practic, zicem că inițial alege mișcări random, alege să meargă puțin la stânga, puțin la dreapta și observă că nu a primit niciun reward. Nu a făcut nimic util, dar nici n-a murit și de-aia nu o să-i dăm nici un plus la scor, nici un minus. La un moment dat se decide să meargă tot la întâmplare, numai la dreapta și se întâmplă să aibă o groapă. Cade în groapă și în momentul ăsta îi dăm automat o penalizare la scor. În etapele următoare o să încerce să nu mai facă fix chestia asta. La un moment dat o să încerce tot random să mai și sară. După suficient de mult timp, o să sară fix înainte de groapa aia, o să aterizeze în dreapta. În momentul ăsta am putea să-i dăm un plus la scorul lui. O să-și dea seama că chestia asta a fost super bună, de acum încolo să apese butonul de start înainte de groapă. Și de aici încolo mai e doar să-și dea seama cum ajunge la finalul nivelului. O să aibă din nou același workflow. O să facă chestii random. La un moment dat îi iese o chestie random utilă. Îi dăm un bonus pentru acțiunea utilă pe care a făcut-o. Și o să-și dea seama cum să ajungă la final până la urmă.
Asta e între training supervizat și nesupervizat, pentru că cumva îi oferim niște ajutor, dar nu în toate punctele în care are nevoie.